Incident tragicomic la Botoșani. Un bărbat de 41 de ani a fost la un pas să-și piardă piciorul după ce un amic i-a legat de gleznă, în glumă, o cătușă găsită pe stradă. În prima fază, nici polițiștii, nici cei de pe salvare n-au reușit să le libereze. Cătușele erau un model mai vechi, ieșit din uz. Abia după 8 ore, timp în care bărbatul a avut dureri crunte și piciorul începuse să se învinețească, a fost găsită soluția. Acesta este momentul în care bărbatul de 41 de ani a răsuflat ușurat că a fost eliberat din strânsoare. După 12 ore în care a stat cu glezna ca într-o menghină, polițiștii au găsit cheia potrivită pentru a deschide cătușele. A scăpat ca prin urechile acului de operație care îl putea nenoroci pe viață. Inelele metalice erau vechi, ruginite și fusese regăsite chiar de el într-un parc din centrul orașului. Prietenul care îl însoțea a vrut să facă o glumă și le-a pus în joacă la piciorul stâng. Timp de 8 ore, bărbatul a încercat de unul singur să se elibereze, dar mai rău a făcut. Cătușa s-a strâns și mai tare pe gleznă. Piciorul a început să se învinețească pentru că sângele nu mai circula normal. După o noapte întreagă de chin, bărbatul a mers la poliție să ceară ajutor, însă agenții nu aveau cheile potrivite, așa că l-au trimis la urgențe. Nici acolo medicii nu au putut să elibereze piciorul, iar pacientul a plecat acasă pe propria răspundere. Pentru că durerea devenise insuportabilă, peste alte câteva ore, bărbatul a sunat din nou la 112. Ambulanțierul a cerut disperat din nou ajutorul polițiștilor. A fost stabil din punct de vedere hemodinamic, evaluat și ulterior acesta a fost extras de către organii abilitate și anume de către echipajul de poliție. Unul dintre agenți a recunoscut modelul de cătușe, dar degeaba, era scos din uz. Situația devenea dramatică de la minut la minut. Oamenii legii au căutat și au găsit într-un final o cheie potrivită. Bărbatul a fost descătușat. Polițiștii au acordat sprijin pentru înlăturarea inelului metalic de la nivelul piciorului bărbatului respectiv. Din verificări nu au rezultat fapte de natură penală sau contravențională. Sperietura groasnică a fost cea mai mare pedeapsă. Cătușele au ajuns ulterior în grija poliției.